to us, out of the sky, the familiar voice of radio brings endless hours of entertainment, information, and cheer. In every home, its magic moments are an indispensable part of daily life. The setting of one dial brings music. Another, the morning's news bulletins. A housewife turns to shopping hints. Another makes notes of a new recipe. A man gets the day's market trends or latest sports reports. Or a shut-in smiles and relaxes to that morning word of cheer. Behind the scenes, a vast and skilled organization and intricate technical apparatus produce the miracle of words and music coming to us through the air. But the entertaining hours of radio have not been with us always. Back in 1920, in a dimly lighted room over his garage, Dr. Frank Conrad built and operated the first experimental broadcasting transmitter. Here, radio broadcasting was born. This brilliant Westinghouse scientist had no intention of going into the broadcasting business as he sent phonograph music over the air. He was working on the wireless telephone. But these first whispers of the voice of radio were not unheard as they were broadcast by Dr. Conrad. A surprising number of letters were received from unsuspected listeners, also pioneers, who had improvised primitive crystal sets. The world's first radio audience was in the making. I can't understand what that boy does with all his time, fooling with wires and that silly thing on his head. Mom, Dad, come quick. Dad, quick, listen, there's music on the air. Well, if that don't beat the... Any idea where it's coming from, son? From Wilkinsburg, just outside of Pittsburgh. A Westinghouse engineer by the name of Conrad is sending it. Isn't it swell? Boy, well, I have something to tell the fellas tomorrow. Encouraged by the interest which his experiments had awakened among his unseen audience, Dr. Conrad expanded his work in the little laboratory over the garage. One night, in the basement of a Pittsburgh department store, a clerk was listening. More people knew about these programs. Perhaps there'd be more wireless parts sold. That's an idea. The result of that idea was the first newspaper advertisement to promote the sale of wireless parts. And from that advertisement, one man caught a vision. That man was H.P. Davis, vice president of Westinghouse, soon to be known as the father of radio broadcasting. And we are agreed, gentlemen, that the possibilities of wireless go far beyond its use in private communication. That we will establish a system of mass communication with regular programs in the public interest. News, weather reports, music, speeches, all manner of entertainment we will send over the air. We will establish a great new public institution. We'll call it broadcasting. A bold and pioneering decision that was, and the result was immediate action. In less than 1 month, radio station KDKA was on the air, bringing to a few hundred people, practically all of whom had built their own receiving sets, the world's first scheduled broadcast. We are bringing you early election returns. North Atlantic states give a substantial lead to Warren Harding over James Cox. Almost overnight, radio graduated from a hobby to a national institution. Receivers with tubes began to replace the homemade crystal sets. And when there weren't enough earphones to go around, Mother's mixing bowl came in handy as a loudspeaker.
Yes, regular programs did create a widespread desire for radio sets. Undele radio au fost folosite prima oară în timpul primului război mondial pentru interese pur militare de comunicare între unitățile de pe front. După primul război mondial, fizicienii și mai ales foști operatori de radio de pe front fac tot felul de încercări de a folosi undele radio, dar mai mari armatelor considerau că acestea trebuie să fie folosite numai de ei. Intelectualii, cluburile specializate și societățile radiofonice fac ca interesul pentru această mare descoperire să crească. Astfel, se reușește ca în 1926, la Geneva, să se înființeze Uniunea Internațională a Radiofoniei. Rare ori mai auzi sunetul obuzelor explodând în timpul emisiunii de dimineață. Multe s-au schimbat în ultimul secol, așa că uite 10 lucruri pe care nu le știai despre istoria radioului românesc. În țara noastră, primele recepții radio au fost realizate experimental prin munca personalului secției de radiotelegrafie a Institutului Electrotehnic Universitar, înființat în 1921. În niște foste grajduri erau laboratoarele unde s-au făcut primele demonstrații de ascultare a unor posturi străine, cel mai des postul de la Viena. 2. Același Institut Electrotehnic a reușit să facă în 1926 prima emisiune radio. A fost transmis atunci un concert simfonic de la Ateneu, pentru care au fost necesare următoarele aprobări. A dirijorului, a conducerii Ateneului, ca să se întindă firele fără să se facă stricăciuni clădirii, și a PTT-ului, poștă, telegraf, telefon, pentru a folosi un anumit circuit electric. 3. Autoritățile considerau radiofonia o activitate suspectă. Întinderea unei antene fără autorizație specială se pedepsea de lege. A fost necesară o intensă activitate a intelectualilor și a amatorilor radiofoniei pentru a se obține legea Societății Române de Radiodifuziune în 1928. Prima emisiune radio oficială a avut loc la 1 noiembrie 1928, care este și ziua radiofoniei, din sediul Societății de Radio din strada General Beltro. 4. Luni, 4 decembrie 1933, a avut loc primul concurs de crainici radio între orele 15 și 18 la Societatea de Radiodifuziune din strada General Bertlo. Au câștigat doamnele Magda Crețoiu și Nadia Ștefănescu. 5. Duminică, 28 mai 1933, la ora 19, postul de radio București a avut un număr senzațional și unic până atunci în analele radiofoniei mondiale. S-a realizat în studio o cununie, urmată apoi de datini românești legate de nuntă, cântece speciale și orația populară de nuntă. Mirii au fost domnul Dan Andronescu, speaker al postului, și domnișoara Rodica Bârsan. Mult mai târziu, abia în 1941, radioul a transmis în direct și un botez al copilului Constantin Mihai, fiul domnului Gheorghe Soare, crainic al Societății de Radiodifuziune. 6. Treptat, radioul devine o călăuză culturală. Este în același timp presă pentru informațiile date, dar este și carte, și teatru, și muzică, și încă multe altele. În 1935 erau la radio două emisiuni pe zi. Prima la prânz, de la 1 la 3, iar a doua de la 6 la 12 noaptea. Prin 38, poate 39, s-a adăugat și prima emisiune de dimineață de la ora 7. 7. În această perioadă, la radio se transmiteau conferințe științifice ale unor personalități. Astfel, despre geografie vorbea Simion Mehedinți, iar despre istorie Nicolae Iorga. 8. Postul național de radio, care să poată fi ascultat peste tot în țară, s-a inaugurat în 1935 și de atunci se aude în eter aici Radio România. 9. O întreagă poveste este legată de semnalul de pauză de la radio. Primul astfel de semnal era din melodia populară Hai Lelito îndeal la vie. Cu timpul se făceau fel de fel de glume despre pauza cu lelița, așa că Societatea de Radiodifuziune a hotărât ca publicul să-și aleagă singur semnalul de pauză. Seara se difuzau 5 modele și ascultătorii au scris radioului care melodie le-a plăcut. 10. Complicat din punct de vedere politic, deceniul 30-40 face ca radiojurnalul să devină cea mai interesantă și ascultată parte din programul radiofonic. La radiojurnal se dădeau vești despre războiul civil din Spania și despre conflictul chino-japonez. Crainicii au avut și zile triste. Una foarte dureroasă a fost 26 iunie 1940, când au trebuit să anunțe cedarea Basarabiei, în urma ultimatumului dat de Molotov, ministru de externe sovietic, ambasadorului român la Moscova. Science continues to reach into the future, planning and developing new services that will make your home the center of the universe, so that the whole wide world of pictures, colors and sounds will be as close to you as your radio.